Dragi frați și surori, slăviți să fie Domnul, fiți bineveniți la o nouă emisiune din Sfinte Zări. Astăzi ne mutăm în Elveția, familia Bogdan și Georgiana Halip sunt alături de noi și le mulțumim pentru disponibilitatea de a participa la discuția noastră de astăzi. Bogdan, Georgiana, bine ați venit! Slăviți Domnul! Slăviți Domnul, bine ați venit! Mulțumim de invitație! Cu mult drag! Vorbim despre experiența fraților și surorilor ostași în străinătate, cum este să fii într-o altă țară, cum e viața spirituală, viața duhovnicească acolo. Cam aceasta va fi și tema întâlnirii noastre de astăzi. Și ca să nu pierdem timpul, începem cu o introducere. Bogdan și Georgiana, vă rugăm să ne povestiți un pic despre voi. De când sunteți în Elveția, ce faceți acolo, câți copii aveți, ce detalii considerați importante să ne împărtășiți despre voi? Da, sunt Bogdan, soția mea Georgiana, 33 de ani, respectiv 31 de ani, de 5 ani în Elveția. Practic, mea după terminarea studiilor universitare, am mutat în Elveția. Profesăm în sistemul medical din Elveția de 5 ani, căsătoriți de 8 ani. Mă tot uit la ea că ai cu datele, să mă greșesc. De 8 ani căsătoriți, avem două fetițe, Abigail, 6 ani, școlărița noastră, și Agnea, aproape 3 ani. Mulțumesc mult! Încă vine al treilea pe drum, sub masa, cum se spune. Și ne dorim să fie sănătos. Profesăm în sistemul medical în Elveția, cum am spus, de 5 ani ne-am tot mutat în Elveția până acum de vreo 4 ori. Acum locuim în zona de nord-est a Elveției, în Schaffhausen, se cheamă cantonul. Ne-am găsit bine. Sperăm să ne stabilizăm cât mai mult, să mai trebuiască să ne mutăm prin natura profesiei. Da, cam asta așa, de introducere. Cum vedeți Elveția față de România? Cum e experiența voastră acolo, inclusiv ca și medici, dar nu numai ca și medici, ca și simpli cetățeni, cum resimțiți viața în Elveția față de viața în România? Păi eu... E o altă realitate. Hai să fim sinceri, să nu gândim că acum totul e ideal, ai plecat străinătatea, totul e la superlativ. Nu e chiar așa. Fiecare loc are plusurile și minusurile lui, avantajele și dezavantajele lui. Ce e sigur și ce e pregnant, e mai curat, lumea e mai educată, aș zice eu, mai respectuoasă, poate de multe ori în aparență, dar e mai respectuoasă și un stat, o societate organizată în care lucrurile funcționează, în care sistemul medical funcționează, în care serviciile statului sunt la un nivel înalt. Din punctul ăsta de vedere nu prea am ce să reproșez. Există o diferență. De altă parte, e muncă multă, se lucrează în totul alt ritm decât în România. Acum, până nu experimentez, nu pot să fac o comparație exact, dar cei care au experiența străinătății, cum știu un pic cum se lucrează în România și cum se lucrează în afară, nu generalizez, cu siguranță se lucrează și în România intens, dar eu am lucrat și în sistemul medical din România un an ca rezident, după aia am lucrat în Elveția. Am totuși pot să fac o comparație palpabilă, am experimentat propriu-zis ce înseamnă
și am o diferență. Da, e un alt ritm de muncă, dar per total ne bucurăm de avantajele care le oferă și nădăjduim totuși, dincolo de toate avantajele astea și de toate plusurile care poate le are Elveția în comparație cu România, nădăjduim să ne întoarcem tot acasă. Georgiana, spune-ne un pic ca și mamă. Îți vezi copiii crescând departe de țară sau acasă? Cu siguranță, în Elveția e foarte ok, multe lucruri sunt foarte bune, nu vrem să spunem că e rău acolo, dar cum vezi tu ca și mamă perspectiva? Sunt mulțumită foarte mult de învățământul de aici și mi-ar plăcea să avem așa un învățământ și în țară, dar mi-aș dori ca copiii mei să crească într-un mediu duhovnicesc pe care aici nu ne-l putem permite și asta cam ar fi, asta ar fi pe primul loc ce mi-aș dori să aici reușim să păstrăm cât de cât, să ne ținem aproape de adunare, dar mediul duhovnicesc, Biserica Ortodoxă din țară, adunarea și ce se mai poate face pe săptămână în țară cu copiii, asta îmi lipsește foarte mult și e o lipsă și nădăjduim ca să putem să ne retragem cumva în țară și să aducem copiii la un stand normal al vieții de ostașesc, de copil al unor părinți ostași. Îmi place că învață aici foarte mult să respecte, să cresc foarte civilizați aici și mi-aș dori să ia ce bun de aici, dar practic ceea ce privește creșterea lor duhovnicească, cred că cadrul cel mai bun ar fi în țară printre copiii ostași și în Biserica Ortodoxă din țară. Știu că voi ați început acolo recent o adunare. Chiar și în vremea aceasta de pandemie, sigur, respectând tot ce trebuia respectat. Cum a fost? Povestiți-ne un pic experiența asta și povestiți-ne un pic despre viața de parohie la care voi sunteți parte acolo în orașul în care vă găsiți. Păi să încep cronologic. În viața de parohie noi tot timpul am fost implicate. Unde am căutat o parohie, prima dată, țin minte, am căutat pe internet, am mers, am bătut la o ușă, era închisă, se mutase parohia, nu erau actualizate datele. Dar tot timpul am fost legat de parohia locului și părinții ne știu, părinții parohii din tot pe unde ne-am mutat. Am fost implicați la strană, chiar în Consiliul Parohial, cu pricesne, cu cântări de la oaste. Și asta nu numai. Noi, cred că toți... ostași care sunt în străinătate. Acum, revenind la adunare, tot timpul a fost dorința de a ne organiza, de a ne căuta unul pe alții și să ne închegăm cumva, să reușim să ne grupăm ca să facem și un mic program de adunare. Așa, numai în cadrul familiei, multe ori ești de lăsători, nu știu, nu reușesc să organizez așa bine. Gândul a fost chiar de la început, numai nu reușeam să concretizăm ceva. Până în noiembrie, sfârșit de noiembrie 2019, anul trecut, noi mai ieșeam din când în când, în afara Elveției, mergeam, de exemplu, la Arnare, la Milano, destul de vis, ce-i drept, dar mai încercam să avem cât de cât un ritm, să mergem la adunare, să participăm cu frații de acolo. La adunarea anuală din noiembrie 2019, am întâlnit o familie, familia Gheorghiță, din Freiburg, din sudul Germaniei, cred că a fost voia Domnului, și ne-au pus la oaltă Domnul și a zis, cu aceleași gânduri, cu aceleași dor, cu aceleași dorință de a ne întâlni și de a forma un grup pentru să facem o adunare. Și lucrurile de acolo, ăla au fost practic momentul de început, de defilare. De acolo a început lucrurile să se lege și Domnul ne-a binecuvântat. Suntem prima adunare, am făcut-o pe 1 decembrie, de Ziua Națională a Românilor, de pretutindeni, nu numai de țară. Ne-am întâlnit la Freiburg, cred că nu, la noi acasă. La noi acasă? Da, da. La noi acasă ne-am întâlnit. Mai sunt familiile, practic, sunt familii de ostași, din sudul Germaniei, din Elveția suntem noi. A zone așa ar fi Freiburg, ar fi Stuttgart, ar fi Memmingen, avem și o familie din Berlin,
care ne conectăm frecvent pe Zoom. Acum am reușit totuși să ne organizăm și la început, ne-am pe Zoom, acum încercăm să avem totuși o ritmicitate, să ne vedem duminică de duminică, cu program de adunare, așa cum o știm toți, că se face la oastea Domnului. Georgiana, se bucură copiii când vă întâlniți? Voi la adunare? Se bucură și vrem să și punem accent pe asta și chiar printre adunare încercăm să mai facem întâlniri între noi ca copiii să păstreze relația între ei și să crească împreună. Punem mult accent pe implicarea copiilor în adunare și credem că e important să se implice activ pentru că credem că implicarea lor practic e direct proporțională cu dorința lor de a rămâne atașați după aia adunării. Și chiar dacă au vârste fragede, smititei, implicăm chiar de la rugăciune, de la tatăl nostru, la psalmi și la poezii și cântecele pentru copii în timpul adunării și vedem că le place și le place să rămână și activ, să vadă membri active adunării și cât e important să-i ținem acolo atașați de noi. Cum se vede de acolo de la voi din Elveția oastea Domnului? Mă refer oastea Domnului din România, oastea Domnului din diaspora în general. Nu știu, ce ați văzut pe internet și v-a plăcut, v-a impresionat? Lucruri frumoase care se petrec în stânga, în dreapta, peste tot? Sau poate lucruri frumoase pe care le-ați văzut în jurul vostru, la adunare la Milano, la alte adunări pe unde ați participat? Dacă ar fi să vorbiți de bine oastea Domnului, ce ați spune? Păi noi tot timpul am căutat să păstrăm legătura cu frații din țară. Am încercat măcar o dată pe an să ne întoarcem în țară în vacanța de vară și tot timpul când mergeam în favelar, de obicei era la Suceava, ne izbea, cred că e termenul cel mai ne izbea, fiorul ăla sfânt, plin de dor, plin de drag al unei adunări, în adevăratul sens al cuvântului. Tot timpul am căutat să păstrăm legătura cu frații. Acum și în contextul pandemiei a fost mai facil pentru noi, a fost mai simplu că am avut aplicația Zoom, ne-am conectat, mai intram la adunarea din Londra, adunarea de la Cluj, la adunarea de Suceava, mai mult așa ca spectator, ca oameni din umbră, dar să ascultăm frații, să-i vedem cumva părtășirea de acolo ne cuprindea și pe noi. Păi tot ce se face pentru slava Domnului cred că e de bine. Nu? Frații se adună, mai fac parte pe grupuri, de la grupul adunării din Suceava. Am văzut și pe alte grupuri. Frații se organizează, fac serve, rugăciune, fac studii biblice. Sunt o grămadă de proiecte, mai ales pe zona Clujului, cu proiecte de media. Se înregistrează mult la asta, tot ceea ce se face spre slava Domnului, cred că e de lăudat, e de încurajat. Acum pe și frații din Londra am văzut că se organizează cu tabere, cu adunări, cu, nu știu, studiu biblic, dar cred că se face și de încurajat. Acum, din afară să privești, poate ai un loc critic, așa, dar n-am căutat. Noi am căutat să ne hrănim, să luăm ce-i bun și tot ceea ce e spre zidire e de lăudat. N-am prea găsit așa lucruri care n-ar fi de lăudat. Așa că Domnul să vă ajute să... Ne uităm tot timpul cu dor și cu un sentiment de tânjire și asta cred că e un sentiment pe care îl experimentezi doar când ești departe de frați. Și îl cunosc sigur majoritatea din diaspora. Acum, ce ne privește pe noi ca grup, am încercat și noi să mai diversificăm un pic. Acum, adunarea, reușim, câi pe Zoom, că reușim să ne vedem așa prin casă, că la noi, că la frații din Germania. Am vrut să mai diversificăm un pic programul și am reușit să facem, de exemplu, un lanț de rugăciune, să citim psaltire. Am fost un proiect al nostru când au fost frații îmbolnăviți în contextul pandemiei, bolnavi în spital, intubați. Am zis, hai să ne rugăm și pentru cauza asta. Sau să o invit în grupul nostru o cauză aparte și am pus-o pe listă și am citat prin rotație pe tocatism în fiecare familie. A fost așa un proiect pe lângă adunare, pe lângă părtășia normală, care am de duminică
Și ne-a prins bine. Și acum l-am reluat, am reușit să facem așa un plan, că luni de zile vrem să-l facem ala lung, să devină o obișnuință pentru noi, cititul psaltirii. Ar mai fi. Spuneam foarte frumos și Domnul să vă dea putere în continuare, extraordinar, și ideea aceasta de lanț de rugăciune și tot ce faceți. Georgiana, spune-ne ca și medic, o întrebare scurtă, cât de frică ar trebui să ne fie de COVID? Ar trebui să renunțăm la adunare pentru că există riscul de a ne infecta? Ar trebui să continuăm să ne întâlnim, dar păstrând măsuri de siguranță? Ce ar trebui să facem? Ești medic și poate ne sfătuiești mai bine. Acum, frica, sigur, nu e caracteristică creștinului, de asta ar trebui să ne ferim. În ceea ce privește COVID-ul, așa, pur și simplu, în linii mari, în primul rând, ca și creștin, zic că ar trebui să urmărim tot timpul să respectăm ceea ce ne se impune de către autorități. E de datoria noastră și ni se cere asta și cred că ar trebui să facem așa. Cred că cel mai frumos ar fi să încercăm să nu punem pe ceilalți din jurul nostru, practic, să expunem unui risc de a se îmbolnăvi. Cred că la asta trebuie să ținem cont cu toții și să ne ferim să-i expunem, practic, să ajungă din cauza noastră sau unei irresponsabilități sau neglijențe din partea noastră să ajungă cumva de spital. Întâlniri în continuare, tot în contextul în care se impune de către autorități. Acum eu mai mult pe lângă asta nu aș putea să zic, dar în ceea ce privește boala în sine, e clar că cei afectați în principal sunt cei cu boli de fond și cu anumite riscuri în spate. Tinerii de obicei trec ușor prin boală, ca în orice infecție virală. Unii mai rămân cu ceva sechele, dar cred că grijă noastră ar fi să avem grijă de frații noștri bătrâni și care sunt la risc. Și cred că dacă păstrăm ceea ce ne se impune cu grijă de către autorități, reușim să ne adunăm și într-un cadru cât de cât de ajuns pentru noi. Acum e o situație fără precedent și pentru noi. Noi suntem implicați prin natura profesiei în tot ce ține de pandemia actuală, dar și noi învățăm zi de zi, adică noi ne adaptăm la guideline-uri sau la recomandări, la tot ce decid forumurile mai înalte sau cercetătorii zilnic. E o chestie nouă și pentru noi. Am asta o idee interesantă acum, cât ar trebui să respectăm ce se impune de autorități, cât nu să ne întâlnim, să nu... Cred că ar trebui să rămânem oameni cu minți și să dăm cezarului ceea cezarului, dar atâta timp cât cezarul nu se pune mai presus de Dumnezeu. Când cezarul se pune mai presus de Dumnezeu și Dumnezeu e trecut pe locul tău, doi, cred că ar trebui să luăm atitudine. Că altfel poți să ajungă la lucruri mult mai gri sau mai... nu știu, triste, să zicem, război civil sau... Dar cred că să rămânem oameni cu minți, oameni fără frică, lucruri care caracterizează pe un creștin, pe un copil al Domnului și atâta timp cât Domnul, că Dumnezeu, pe primul loc, să dăm ceea ce dăm. Mai avem puțin și aniversăm 100 de ani de existența oastei Domnului. 2023, un secol de existență. Cum vedeți voi momentul acesta? Este penultima întrebare pe care vă adresez. Dacă ar fi să fiți implicați în organizarea evenimentelor de peste câțiva ani, ce ați propune? Ce credeți că ar trebui să facem pentru a aniversa, așa cum se cuvine, 100 de ani de existența oastei Domnului? Primul gând care îmi vine mie acum în minte și prima dorință, chiar și referitor acum la ultima întrebare pe care ai pus-o, Mihai, ar fi să dea Domnul să ne ajute să revenim la normalitatea deodată pe care o cunoaștem toți, să putem să restrângem rândurile, să reușim să facem, să revenim la adunările mari pe care le făceam odată, chiar să sărbătorim o adunare mare în cadrul centenarului.
Și asta ar fi dorința mea cea mai mare, nu să păstrăm distanță, măști. Mi-aș dori tare mult să, ca în anul 2023, cel puțin ca o dorință de baza mea, să reușesc să dau mâna cu frații, să îi îmbrățișez din nou, să vorbim față către față, că ar fi în contextul actual dorința mea cea mai mare pentru 2023 și să dea Domnul să ne ajute să trecem peste pandemie cu bine ca să putem să revenim la normal. Eu sunt mai visător, așa, chiar la începutul anului, spuneam Georgiani, nu știu, mi-a venit așa un gând din senin, nu știu de ce, mi-a venit să mă gândesc la 100 de ani de oasca Domnului, la anul 2023. Ce ai putea să faci? Pentru mine, personal, mi-au ca angajament să citesc toată literatura oastei. Cel puțin cărțile Părintelui Iosif, nu e așa, dar cred că n-ar fi rău în 2 ani să citesc, vreau să-mi iau ca target pentru mine să citesc literatura oastei. Măcar cu asta să mă pot lăuda până la anul 2023. Și așa, foarte probabil o să-mi tot în Elveția. Mi-a venit un gând și nădăjduiesc că din partea Domnului am vrea să facem o adunare la Davos, acolo unde părintele a fost pentru o perioadă, a suferit, a fost în tratament, foarte probabil a scris meditații de acolo, a scris cuvinte de învățătură pentru noi, pentru fiecare care a rămas peste ani și ani. Asta ar fi un gând care s-a vedea. Dacă e din partea Domnului, o să dai noi, o să se concretizeze, o să cristalizeze ceva în jurul gândului ăsta, dar asta ar fi gândul care, nu știu, mi-a venit așa din senin și aș vrea să mă implic un pic mai mult să denunțit ce posibilitate ar fi să se organizeze acolo. O adunare cu frați de peste tot. Undeva în Davos, nu știu, poate în proximitatea clinicii de recuperare care a fost părintele, că mă să mă interesez. Foarte frumos gând, foarte frumoase gânduri. Spun și eu, Doamne, ajută-ne să putem trece de pandemie, de toate măștile, să și citim literatura până atunci și să și avem o adunare frumoasă la Davos. Mă gândeam acum, în timp ce ziceai, Bogdan, lucrul ăsta, mă gândeam că poate ar fi frumos să avem un calendar de evenimente. Eu știu, nu știu cât ianuarie la Davos, după aceea nu știu cât februarie, în altă parte, ar fi extraordinar. Adunări frumoase, evenimente frumoase, lansări de carte, orice se poate face ca numele lui Dumnezeu și Evanghelia și, bineînțeles, lucrarea voastră Domnului să fie promovate. Ne apropiem de încheiere și ultima întrebare pentru voi. Ce visați să faceți când vă veți întoarce acasă? Mă refer în special din punct de vedere duhovnicesc. În ce v-ar plăcea să fiți implicați? În ce v-ați vedea implicați întorcându-vă acasă? Și un salut de final, dacă aveți, pentru cei care ne urmăresc. Las cuvântul soțului. Când ne întoarcem, cu siguranță ne dorim să fim implicați. Acum, cred că tot o să gândim un proiect ceva pe lângă profesia de care ne-am agățat, care suntem legați. Mă gândeam, cred că și tu aveai un gând de ăsta, un lucru cu cei bătrâni, un azil de bătrâni. Mă gândesc, l-am și exprimat așa cu frații pe aici, pe acolo, chiar prin zonă. Dar nu doar pentru servicii medicale, ci pentru o ajutorare nu numai trupește, ci și sufletește cumva. Un azil în care să fie frecvent vestit numele Domnului, în care toți cei care sunt acolo pentru o vreme să poată participa, să fie zidiți în punct de vedere duhovnicesc. Asta ar fi una. Păi, proiecte sunt multe. O să vedem la ora respectivă, la realitatea respectivă, ce s-ar preta. Și cu tinerii,
m-aș implica și, nu știu, am în minte vasiliadele sau așezămintele alea bisericești, dar care aveau și latura taumaturgică prin înviere. Cumva o îmbinare, mi se pare că medicina se duce tot mai mult, tot mai departe de structura dihotomică a omului. Se tratează numai sufletul, trupul abstract, foarte rigid, foarte superficial și atunci o îngemânare, o împreună, un proiect de ăsta care să privească omul ca întreg, ca ansamblu, trup și suflet și o terapie de asta complexă. La asta m-aș gândi. Sperăm să binecuvinteze Domnul. Și după aia, nu știu, ca gând acum pentru frați, pentru cei care vor urmări înregistrarea, nu știu, să nu ne lăsăm cuprinși de frică sau să nu ne lăsăm cuprinși de tot ce se vrează prin media, prin de conspirații sau ceva, să nu uităm că suntem în mâna Domnului și totul e îngăduit cu un scop de Domnul. Până și boala, până și moartea, până rana, durerea au fost îngăduite, nu ca pedeapsă pentru noi, ci ca toate astea să facă un fel, un vehicul pentru îndreptarea noastră, pentru creșterea noastră duhovnicească, spirituală. Și ca gând citeam chiar azi în Hristos, prin noastră zi, că pare că s-a potrivit așa de bine, fratele Traian vorbește de în mâna lui Dumnezeu. Cred că e gândul care vreau să-l las fraților și să-l dau și pentru mine, chiar dacă realitatea așa cum e ea, nu e o situație fără precedent, dar să nu ne pierdem cu firea. Să rămânem bucuroși, să ne luăm bucuroși așa cum sunt, vor veni, vor trece și astea, să vină mai mult și mai bine. Și mai bine, să nu uităm că suntem binecuvântați și că suntem în mâna Domnului. Amin, mulțumim mult, Georgian, un gând de final dacă ai. Nu, subliniez tot ce a expus Bogdan. Venim, sigur, când ne vom întoarce, ne întoarcem cu sete și cu dorință de a ne implica și vom transpune practic dorința în ceea ce va fi nevoie la ora respectivă. Bogdan și Georgian Halib, mulțumim mult pentru participarea la emisiunea noastră. Domnul să vă dea putere să îl slujiți pe el și acolo și apoi și în țară când vă veți întoarce. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim de invitație!